Adi, sezonul în care ai debutat în primul eșalon al fotbalului românesc este unul în care Farul luptă pentru titlu. În plus, la finalul sezonului regulat, tu ai fost desemnat cel mai bun tânăr atacant, un lucru care te obligă. Da, am fost desemnat un tânăr cel mai bun atacant și pentru mine că asta nu înseamnă nimic, pentru că este doar începutul și de acum încolo spre să am evoluții cât mai bune și să dau totul pentru echipă. Farul are cel mai bun atac la finalul sezonului regulat, 54 de goluri înscrise, tu ți-ai trecut de 4 numele pe lista marcatorilor, continui seria în play-off. Da, așa sper să marcăm toți goluri, pentru că toți atacanții noștri sunt foarte buni și trebuie să marcăm toți goluri pentru a aduce victoria și a rămâne pe această poziție în play-off. Alături de Denis Alibec și Luis Munteanu, alcătuiți cea mai bună linie de atac din Superliga. Care este secretul acestor reușite ale voastre? Vă înțelegeți excelent acolo în fața porții adverse. Da, normal, pentru că la antrenament exersăm toți, toți trei lucrăm unul cu altul și ne înțelegem foarte bine și se vede asta și în meciuri, că marcăm foarte multe goluri. Ai marcat goluri decisive, ultimul cu piciorul drept, mai rar ai avut astfel de reușite. Da, nu prea marchez cu dreptul, dar am fost foarte fericit pentru că am reușit să marchez, am văzut că acolo în stânga era și Denis liber, puteam să-i pasez și mă bucur că am reușit să înscriu. Farul are cea mai mică medie de vârstă a lotului, 22,8 ani. Crezi că setea voastră de afirmare a tinerilor proveniți din Academia Hagi va conta foarte mult în lupta pentru titlu în play-off? Da, eu zic că contează, pentru că aducem prospețime acolo în echipă și cu jucători experimentați și cu jucătorii tineri putem să facem o echipă cât mai bună și să ne batem acolo pentru primul loc. Te numeri printre tineri jucători cu vârste între 14 și 19 ani promovați în actualul sezon la Farul în prima ligă, în Superliga. Cum vezi tu că va fi lupta în play-off? Da, va fi o luptă foarte grea pentru că sunt 10 meciuri foarte grele, trebuie să o luăm pas cu pas și trebuie să le câștigăm pe toate. Trebuie să ne antrenăm bine, ne odihnim bine și eu zic că putem să facem față să rămânem acolo. Voi sunteți deja obișnuiți cu lupta pentru titlu din întrecerile juniorilor, acolo unde ați adus numeroase titluri pentru Academia Hagi. Ce ar însemna un titlu la senior pentru tine? Da, ar însemna ceva imens, pentru că a fost așa totul din scurt, pentru că nu mă așteptam, dar sper să facem tot așa, să câștigăm campionatul și de ce nu să câștigăm și la juniori. Vor urma cele 10 finale din play-off, aveți un avantaj moral pentru că sunteți echipa care a acumulat cele mai multe puncte, 22 în confruntările directe, este și acest lucru un avantaj pentru voi? Da, să pot spune că este un avantaj, dar nu ne interesează acest lucru, trebuie să o luăm meci cu meci, să le câștigăm pe fiecare parte, să aducem cele 3 puncte. Cât de mult crezi că va conta și sprijinul publicului? Suporterii vor fi al 12-lea jucător cu siguranță în play-off. Da, normal, ne încurajează la fiecare meci, sper să vină la stadion, să fie mereu stadionul full, să ne încurajeze pentru a câștiga meciurile. Experiența jucătorilor din lotul Farului vă va ajuta pe voi? Da, normal, ne ajută pentru că la antrenamente ne încurajează, ne dă încredere, avem ce învăța de la ei și sper să facem o echipă cât mai bună dintre experimentați și juniori. Până acum, de când s-a implementat noul sistem cu play-off, în 6 din cele 7 ediții, prima clasată la finalul sezonului regulat a devenit campioană. Se repetă acest lucru și la finalul actualului sezon? Da, asta chiar nu știu ce se va întâmpla, pentru că sunt 10 meciuri foarte importante, toate grele, dar noi sperăm să o ținem tot așa și să câștigăm. Reușitele tale, precum și prestațiile din teren, au atras atenția cluburilor din străinătate. Rămâi cu picioarele pe pământ, te menține sub presiune acest lucru sau nu te interesează în mod deosebit? Nu mă interesează în mod deosebit pentru că sunt aici la Farul, echipa mea și dau totul pentru ea și vreau să marchez cât mai multe goluri aici. Ai primit și un premiu, ai fost declarat jucătorul lunii februarie în rândul tricolorilor. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Da, în primul rând este o mândrie pentru că am reușit să câștig acest trofeu și sper să o țin tot așa, să am evoluții cât mai bune și de ce nu poate mai câștig câteva trofee.